Bine ați revenit la un nou episod. Eu de multe ori m-am întrebat, chiar și înainte să ajung în Olanda, dom'le, ce se găsește în supermarketurile din alte țări? Așa că m-am gândit ca să vă iau la o plimbare printr-un supermarket cu mine. Și Albert Heijn este, să zicem așa, mega imajul lor. Gata, am intrat și avem aici la intrare o zonă de asta de fructe și de legume, de banane, de tot felul de soiuri, de mere. Și aici, exact la intrare, o zonă pe care de obicei la care mă opresc, e zona așa mai chestii turcești. Mai cumpăr cu toate niște chestii de pe aici, niște lipii, mai am niște sosuri foarte interesante. Aici niște sosuri, niște chestii de paste. De la Knorr, tot felul de dressing-uri ca să-ți faci paste. Foarte multe chestii făcute deja. O mini secțiune de pește. Zona de carne. Acolo niște cartofi, tot felul de sos, de soiuri de cartofi ambalați. Salata iceberg. Ne întoarcem un pic pe partea asta cu fructe. Foarte multe fructe ambalate. 2 euro o cutie de asta de ananas. 2,50 euro. Struguri, iarăși foarte mulți ambalați. Aici dacă vrei niște suc de portocale. Zona de cum se numesc astea, de mirodenii. Chip înseamnă pui. Pui este chip și farcan este porc. Și aromă de șaorma, de tot felul de fis este pește. Ardapple sunt cartofi. Chip din nou pentru gyros, uite. Salm este ăla, mereuit, cum îi zice, peștele la roz. Știți voi. Niște măsline ambalate cu tot felul de mirodenii. Îmi plăcea și luam și de la Mega Image astea cu brânză. Niște specialități de mezeluri. Iarăși ambalat, individual. Aici mai departe. Și aici zona cu mezeluri, care la fel sunt toate ambalate individual și sunt făcute de ei, de AH, unde este semnul la albastru, este Albert Heijn. Așa. Și aici zona de pâine. Bine, eu mă plimb cu voi, dar încă n-am cumpărat nimic, am o listă. Ia să ne pot să încep cu pâine. Asta e iarăși o pâine foarte bună, îi place lui Eric. Și am ajuns la zona de brânzeturi. Noi de obicei luăm așa. Și avem acasă un cuțit ăsta special pentru brânză. Și tăiem cu el și este mereu proaspătă. Nu l-am feliat, că ce feliat se usucă, deși sunt foarte multe variante și feliat. În funcție de cât de bătrână este brânza respectivă sau nu știu exact procesul de maturare, dar sunt foarte multe specialități. Aici foarte multe semințe de-astea ambalate, alune,
caju, țaca-paca. Așa, mergem mai departe. Aici, pasiunea neînțeleasă a olandezilor, aceste hagelslag. O să povestim mai mult despre ele și o să vi le și arăt, dar practic sunt niște bucățele de ciocolată care se pun așa pe pâine și de obicei ăsta este prânzul olandezilor, mai ales copiilor olandezi. Da. Niște gemuri. Ciocomel, asta este iarăși o pasiune pe care nu o înțeleg a olandezilor. Pentru... e un ciocolată, e un lapte cu ciocolată, dar are foarte, foarte mult, foarte mult zahăr. Era să cad, iată. Partea de semințe, partea de chipsuri. Da, asta este iarăși o, o pasiune neînțeleasă, bine, neînțeleasă pentru mine, a olandezilor, pentru chipsurile cu paprika. Deci chipsurile cu paprika. Asta. Peste tot și de la orice firmă. Niște vin. Și o să fiți surprins, dar la capitolul de vin, cel mai... unul dintre cele mai apreciate tipuri de vin este un vin românesc. Hai să mă uit să văd dacă îl găsesc aici. Este un vin alb, se numește IM și e făcut de Mulfatlar, parcă, sau Jidvei. Nu-l văd aici, nu știu de ce nu-l văd, dar de obicei era în zona de lapte, de lactate. Zona de lactate a fost o, așa, o mică dezamăgire pentru mine, pentru că mă așteptam la câte feluri de brânză au și la câte vaci au pe, tot, pe toate câmpiile, să găsești o diversitate destul de mare de tipuri de, de lapte, de chefiruri, de... dar nu prea. Există un singur tip de chefir. Asta o chestie așa, bă, grecească, dar foarte, foarte slăbuț pe partea asta. Ciocomel, astea sunt. De obicei am văzut foarte mulți copii olandezi mănâncă, beau ciocamel ăsta, ciocomel, care nu este extraordinar. Am ajuns la secțiunea de apă și iarăși asta a fost o, să zicem așa, o chestie interesantă pentru mine. Obișnuind, fiind obișnuit cu o secțiune întreagă, ce jumate de supermarket să fie dedicată apei plată și apei minerale, aici asta este tot. Asta este tot raftul de apă. Nu pentru că, nu știu, nu ar avea acces la diferite branduri, ci pur și simplu pentru că ei nu folosesc apă îmbuteliată. Și aici pe toată lumea bea de la, de la chiuvet. Apa este de la chiuvet, este foarte bună. Și variantele pe care le ai în magazin sunt așa, niște ciudățene, adică niște apă cu aromă de, de lămâie, de kiwi, de... Am încercat odată. Și a fost suficient odată să încerc. Dar în rest nu sunt, adică spa, dar l-am văzut mai peste tot. Dar e o apă normal, așa, e, ce se spun, borsex tătut, așa. Nu se compară sub nicio formă cu apa minerală pe care, care se regăsește în România, cu borse, cu, cu tujnat, cu... n-are nicio legătură. Mult mai bună apa de acolo din, din România, îmbuteliată, dar și aici asta este marele avantaj, că toată lumea bea de la, bea de la chiuvet. Sucuri peste sucuri, peste sucuri, peste sucuri. Numai prostii și prostioare, Fernandez ăsta iarăși am văzut peste tot. 79 de cenți, apă tonică. Cola, diferite chestii. Și sucuri de-astea în care pui tu apă și faci. Da. Pline, pline, numai toate cu, cu, cu zahăr și nu o consumăm. Nu știu, nu cred că am aproape suc de pe aici. Și iarăși ciocamel, bineînțeles. Și în varianta de asta cu pai. Și în varianta la doză. Deci au o pasiune pentru ciocomelul ăsta. Așa.
și ajungem la o zonă foarte, foarte interesantă, nu neapărat doar în magazinul ăsta, în supermarket, dar cred că în istoria Olandei, zona de bere, unde găsești foarte multe tipuri de bere, foarte multe sortimente, de la IPA-uri, la chestii locale. Pentru că aici, asta e Jopen, este o bere fabricată local. 0,3% alcool, asta este un IPA. Brand, iarăși este un brand care îmi place. Heineken, bineînțeles, este tata lor. Peste tot Heineken este cea mai consumată și cred cea mai cumpărată. Și aici sunt foarte multe lăzi, pentru că iarăși adolescenții, bine, adolescenții, 18 plus ai Olandei, când cumpără bere, de obicei cumpără la navetă. Sunt cu aceste mânere și pur și simplu vezi cu una, două navete cum ies din, ies din magazin. Congelate. Aici o chestie foarte interesantă care a crescut destul de mult și a prins destul de mult viteză în ultima perioadă. Această mâncare, această carne din plante, care este fabricată, urmărind toate ingredientele pe care le are o bucată de carne, doar că este făcută numai din ingrediente vegetale. Vegetarian nuggets. Și sunt foarte bune. Dacă le spune într-o farfurie, nu a observat diferența între una normală și una asta vegetariană. Pizza, 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 pizza. Cam multă pizza. Nu știu, cred că nu totodată. Bine, e aceeași chestie. Restaurante. Restaurante, tot felul de variante. Înghețată. O altă pasiune neînțeleasă. În continuare, neînțeleasă de mine. De către mine, a olandezilor, pentru înghețată. Nu contează cum e vremea, ei mănâncă înghețată. Și au și foarte multe sortimente din care își aleg. Și pește, bineînțeles, sunt tot felul de variante, de pane, de umplut cu tot felul de chestii. Da. Și ăsta este singurul frigider cu bere. De obicei, olandezii nu țin berea la rece în magazin, ceea ce e un lucru interesant. Te obligă să nu stai pe o bancă în fața supermarketului să bei, o iei acasă dacă e foarte cald, o răcești și bei acasă. Foarte multe tipuri de cartofi la pungă, deja tăiați, pentru că cartofii cred că sunt la orice masă a olandezilor și un sos pe care nu pot să-l sufăr. Un sos așa, un amestec de maioneză cu usturoi, cu tot fel de chestii, dar e cam ciudățel, cam. Da, și cam asta e. Un supermarket normal, Albert Heijn, din Olanda, nu are chestii deosebite, nu are chestii, să zici, wow, ba din potrivă, mai ales, ce să zic, chestiile care sunt deja preparate, niște prăjituri, cred că, nu știu, o singură dată am încercat să văd cum sunt, dar m-am uitat după aceea pe etichetă și am renunțat să mai cumpărăm. Foarte multe, foarte mulți conservanți și arată așa, ca în revistă. Și când arată ca în revistă, după ce a stat 2-3 zile, da, te gândești că poate nu au cele mai naturale lucruri acolo. Și foarte multe sosuri, sucuri, bine, dar nu sunt, doar că astea de jos de aici, cred că sunt mai naturale, așa, restul, din tot felul de concentrați. Ok, asta a fost filmulețul de astăzi, numai bine, v-am salutat, rămâneți cu bine!